Camelia. Bine ați venit în bucătăria mea aici la gătește-ușor.ro. Astăzi voi face ciorbă de salată verde cu afumătură. Pentru această rețetă vom folosi salată verde. Am aici 3 căpățâni de salată verde pe care le-am desfăcut frunză cu frunză și le-am spălat foarte bine. O legătură de ceapă verde și o legătură de pătrunjel verde. 200 ml de lapte dulce, 200 ml de lapte bătut, 30 ml de ulei de măsline, o linguriță de boia, o linguriță de sare, 300 de grame de smântână grasă, piper după gust, 7 căței de usturoi, un ou, 30 de grame de făină, o ceapă pe care am tocat-o mărunt, 100 de grame de cârnat afumat pe care l-am tăiat în feliuțe, o legătură de pătrunjel și una de mărar, 200 de grame de bacon afumat tocat mărunt și 3 ouă. Mai întâi voi pregăti salata. După cum vă spuneam, am spălat-o foarte bine și acum o voi toca în fâșii subțiri. Știu că salata, în mod normal, se rupe, dar pentru că am o cantitate mai mare de salată, este mai eficient să o toc. Și o voi tăia și în pătrățele. Le voi pune într-un bol. Voi proceda în felul acesta până când toc toată salata. Voi toca mărunt și ceapa și usturoiul verde. Am terminat cu ceapa și cu usturoiul. Iar acum voi toca mărunt, pătrunjelul și mărarul verde. Am terminat de tocat toate ingredientele pentru ciorba de salată verde și acum pot apuca efectiv de gătit. În această oală am 1,5 litri de apă clocotită și voi pune în ea salata. Salata verde deja a început să se moaie și scade. Voi adăuga și ceapa albă și voi lăsa totul să fiarbă timp de aproximativ 1/4 oră. Timp fierbe salata, am încins aici uleiul de măsline, voi pune în el baconul și cârnații și voi lăsa să se rumenească timp de 10 minute. Baconul și cârnații s-au rumenit, am bătut cele 3 ouă cu un praf de sare, ca pentru omletă. Acum pur și simplu voi pune ouăle printre baconul și cârnații din tigaie și voi face o omletă, un pic supraaglomerată ce e drept, dar omletă. Omleta mea este gata, o voi scoate într-un bol și o voi lăsa să se odihnească cât timp pregătesc restul ingredientelor. Salata verde mai are un pic și este gata, este aproape fiartă, așa că mă pot ocupa de ingredientele acestea. Într-un bol voi transforma usturoiul în pastă. Am terminat de pisat usturoiul, peste el voi pune boiaua și voi adăuga piper măcinat. Și voi omogeniza. Într-un bol voi amesteca smântâna cu făina. Acum voi bate bine oul și voi adăuga în smântână.
Voi adăuga acum laptele bătut și laptele dulce și voi omogeniza. Salata mea s-a fiert, așa că acum voi adăuga omleta cu cârnați și bacon. Voi adăuga tot acum și usturoiul amestecat cu boia și cu piper. Lingurița de sare și voi lăsa să mai fiarbă timp de 15 minute. După ce au trecut cele 15 minute, voi adăuga amestecul de lactate, practic, în fir subțire. Și voi începe să amestec ciorba noastră, adăugând toată compoziția. Voi mai lăsa pe foc până când dă primul semn că ar da în clocot. Voi adăuga și ceapa verde și usturoiul verde și voi lăsa în continuare pe foc, la foc mic, până când dă primul semn că ar da în clocul, după cum spuneam mai devreme. Acum, la final, va trebui să adăugăm verdeața tocată mărunt. Voi opri focul, pentru că voi adăuga verdeața și ciorba noastră de salată este gata. Ciorba de salată verde este gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!